Bună din nou! Acesta este, cred că, al șaselea episod din seria Cum se face în Minecraft Pocket Edition. Să știți că de acum o să-mi înregistrez clipurile mai mult cu voce decât cu text pe video, pentru că mă deranja puțin. Dacă o să fac în viitor pe video, cu textul pe video, o să știți că m-am grăbit foarte tare. Așa. Astăzi o să vă arăt cum se face ceea ce eu numesc mașinăria morții în Minecraft. După cum vedeți, ce ne trebuie sunt 4 repeatere, adică ceea ce pun eu acum, așezate la delay maxim, 4 redstone dust între ele, un dispenser în fața primului repeater, ne aplicăm ca să putem pune redstone dust-ul pe dispenser. Folosim lever-ul ca să pornim ceasul de redstone care o să activeze dispenserul. Spargem firul de redstone dust care activa dispenserul. Am dat clear ca să pot să-mi bag în inventar direct cu comandă ce trebuia să-mi pun pentru mașinărie și ce ne trebuie, așa, fire charge. Mi-am luat 9 stack-uri, adică 576 de iteme. Le pun pe toate în dispenser. Și îi dăm drumul. Stați, am uitat, trebuie să-mi iau un redstone dust ca să reactivez dispenserul. Așa. Așa, am tăiat puțin la montaj pentru că lua prea mult. Oricum nu mă mai duc după minge, i-a călătorit cam 3000 de blocuri. Da, am făcut stupizenea să-mi iau enderpearl-uri când mi-am dat seama că de fapt sunt pe creative și da, folosesc frumos comanda să mă teleportez și cam aici se încheie episodul, dragii mei, ne vedem data următoare, probabil cu tot ceva Minecraft, dacă nu încarc altceva. Vă pup!